Doamnelor și domnilor, bună seara! În această seară, invitați în studioul important la postul nostru de televiziune sunt următoarele persoane. Fadeina Găcevski, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara! Și Oazul Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și membru a Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Bună seară și bine ați venit! Bună seară! Așa am mai fost prin vreo patru partide. Nu am zis asta. Asta rămâne la discreția dumneavoastră să spuneți. Așa. Dragii noștri urmăritori, astăzi ne propunem să discutăm actualitatea politică din Republica Moldova. Pentru mine este prima emisiune din anul 2024, să fie cu dreptul și să avem mereu o ocazie în studiourile din Republica Moldova să auzim diferite păreri, pentru că este important să nu fie schimonosită sau să nu fie distorsionată informația, dar noi, oamenii cetățenii, să ne facem concluziile. Astăzi v-am invitat aici ca să discutăm tot ceea ce se întâmplă atât pe sectorul juridic, cât și pe sectorul transnistrean, pentru că în ultimul timp avem o activizare așa a tematicii. Eu fiind jurnalistă de vreo 20 ceva de ani, văd așa valuri, da? Uneori se tace mult timp și pe urmă se încep discuțiile și vreau să înțeleg, pentru că dumneavoastră sunteți unul din puținii care cunosc această tematică foarte bine și ați fost și mereu în voltoarea acestor discuții și v-ați dat și cu părerea și am văzut, m-am documentat înainte de a merge în emisiune, că și pagina dumneavoastră este ultima postare dedicată acestui fapt, acelor proteste care ultimul timp sunt pe ordinea de zi în Tiraspol. Hai să încep cu asta. Ați făcut o postare și a zis că poporul transnistrean se agită la comandă. Ce se întâmplă acolo, domnul Antoni? În primul rând, haideți să pornim de la constatare tristă pentru mine. Da? Ne uităm în sondaj serioase, reprezentative, unde oamenii sunt întrebați despre preocupările lor. Prețurile, tarifele, pensiile, îngrijirea, asistența medicală, viitorul copiilor. Care subiect este pe râs ultimul loc? Nesoluționarea conflictului transnistrean. El mereu, domnul, tu i-a fost... No, păi da. Prin urmare, când vorbim despre conflict transnistrean, apare întrebarea, cine sunt acele părți în conflict în momentul când societatea este absolut indiferentă? Poate ea fi considerată parte în conflict? În opinia mea personală, nu. Deoarece trebuie să existe un interes din partea societății față de faptul că această problemă există, nu este soluționată și nu se știe cum ar putea să se răsfrângă asupra noastră atât în situația din Ucraina, precum și în legătură cu perspectiva europeană. Prin urmare, când spuneți că se observă niște valuri pe durata anilor, aceste valuri se reduc la ceea că se mai schimbă niște pampersuri când se întâmplă ceva în Ucraina și pe urmă publicul uită de problema asta și contrabandiștii și au de treabă. Dar dacă noi suntem la prima emisiune, în acest an, domnul Năgăcevski poate o să mă ierte sau nu, deci eu totuși vreau să atrag atenția la următorul moment. Este un an fără precedent. La alegerile, scrutinile din 2024 vor participa 2 miliarde de oameni în 70 de scrutine electorale. Primul a avut loc la 15 ianuarie în Taiwan. Și aceste scrutine vor avea loc și în Statele Unite Americii, și în România vecină, și în Parlamentul European, și în India, dar și în Republica Moldova. Și prin urmare va fi un an al marilor turbulențe politice, pe fundalul unor evenimente fără precedent, deoarece Alianța Nord-Atlantică, când pornește cele mai mari aplicații militare de după cel de rece, război rece, da? Deci totul este absolut clar. Alianța Nord-Atlantică declară că se pregătește să riposteze în fața unei eventuale agresiuni a Federației Rusiei. Și noi, când ne uităm pe harta geografică, suntem undeva între Ciocan și Nicovale, cu neutralitatea noastră nerecunoscută de nimeni. Da? Prin urmare, acestea, dacă emisiunea noastră se numește important, acesta este contextul în care noi astăzi avem luxul de a ne
realiza ca stat, deci de a vorbi despre perspectiva europeană. Cât privește conflictul transnistrean, este o problemă artificială înghețată, pentru ca A, contrabandiștii pe ambele mauri să aibă profituri fabuloase, cel puțin până la 28 februarie 2022, când Ucraina a închis porțiunea transnistreană a frontierii moldo-ucrainene, așa a fost, și respectiv, așa numitul conflict transnistrean, este un instrument prin care Federația Rusă dorește să controleze întreaga Republica Moldova, profitând de incompetența celor de la Chișinău și de coloana 5-a care permanent a stat la dispoziția Kremlinului. Cam atât. Dumneavoastră acum ziceți profitând de incompetența Republicii Moldova. În 30 de ani, oare chiar toți au fost incompetenți? Pentru că ce s-a făcut până acum? De cine, de ambele părți, realizează... Stimată doamnă, în oricare Vladimir Ilyich Lenin ne învăța că politicienii trebuie să fie apreciați nu după vorbe, ci după fapte. Faptele, pe masă, vă rog. Un tricolorul este arborat asupra Tiraspol, trupele rusești sunt evacuate... Okay. Drepturile omului stângării sunt... Haideți atunci, vă întreb altfel. Tot respectul pentru domnul Serebrean, acum, la moment, da? Și toți ceilalți care, de exemplu... Domnul Serebrean? Nu, că dumnealui a mers acum, așa... Dar orice om care a fost responsabil de acest dialog între noi și Transnistria... Nu vă sperați, merge... dar de ce vorbiți despre dialog? Ce, conflictul se rezolvă prin dialog? Dar prin ce? Aha, bună întrebare. Haideți să dedicați o emisiune specială, invitați domnii care se pretind experți în probleme și pe mine și eu am să vă spun. Dar avem și acum o ocazie. Eu vă respect foarte mult pentru cunoștințele pe care le aveți la acest capitol. Dar întrebarea mea era despre domnul Serebrean și altcineva. Cunoștințele sunt sterile atâta timp cât statul nu are o viziune și nu are niște politici sectoriale foarte clare de soluționarea problemei. Dar dumneavoastră nu sunteți statul acum? Eu nu, eu sunt cetățean. Cum? Sunteți deputat în Parlament, într-o fracțiune care are 63 de mandate. Da, și vă aduceți vă aminte de articolul 66.d, domnul Găcevski poate să mă corecteze, Parlamentul decide asupra priorității. Păi aveți în fracțiune toată puterea de... Și vreau să continui cu Serebrean. Dacă oricare din ei sau Serebrean ar trece peste Nistru și ar merge în orice sat sau localitate care este acolo, oraș, și s-ar întâlni cu oamenii să zică bună ziua, credeți că cineva îl cunoaște? Nu. Și cum întreba care mea este cum lucrăm noi cu cetățenii ca cetățenii să vrea să facă ceva. Stimată acest... doamnă, în anul 2004 un grup de persoane, cum spunem noi, din partea societății civile, cei drept Metropoliei Basarabiei și Metropoliei Moldovei, tot fac parte din societatea civilă, da? Da, mulțumesc. Deci noi am propus ceea ce se numea strategie 3D. Democratizarea Transnistriei, decriminalizarea Transnistriei, țin minte ceva, și demilitarizarea Transnistriei. Mai mult ca atât, la 10 iunie 2005, Parlamentul Republicii Moldova adoptă hotărâre numărul 117, prin care lansează apelul cu privire la demilitarizarea Transnistriei. Cum? Care este rostul să îmblă eu din sat în sat în stânga Nistrului, când deasupra stă bâta MGB-ului și a trupelor Federației Rusie, care, sfidând dreptul internațional, statutul de neutralitate nu este evacuat de pe teritoriul Republicii Moldova. Păi, dar noi suntem, ei sunt partea noastră și noi avem tot dreptul ca să mergem acolo să-i informăm. De exemplu, să mergem mai des să le povestim despre tot ceea ce au pățit ei, pentru că, iată, documentându-mă la fel pentru emisiune, am găsit... Oleg Horjan ar putea să povestească mai multe, dar spre regret a fost ucis. Din 24 până în 40, ei a fost Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească în componența Ucrainei sovietice. De atâția ani s-au format relații la ei cu Ucraina. Întrebarea mea este, Ucraina nu are mai mari influențe acolo? Nu poate să putem să dialogăm noi cu Ucraina? Și ce întreprinde în comun Republica Moldova cu Ucraina și dacă am dori acest lucru ca să se întâmple această legătură? Deci, din momentul când noi ne-am declarat stat suveran, eu nu înțeleg de ce noi trebuie să întreprindem cu misiunea OSCE, care din februarie 93 se hrănește pe lângă așa zisul conflict cu Ucraina, cu 5+2, cu... Deci, noi suntem stat suveran, nu ne revine responsabilitățile. Prin urmare, noi trebuie să punem pe masă planul nostru de acțiuni, da? Pentru soluționarea acestei probleme, nu prin dialog. Deoarece, cu cine să dialoghez? Cu păpușele lui Șerif și a Kremlinului? Dacă cineva dorește să participe la teatru de păpuși, nicio problemă, dar asta nu e soluționarea problemei. Okay. Și să căutăm parteneri pentru implementarea acestor planuri,
și să realizăm reîntregirea țării. Mergem în Europa. Atunci, în spațiul public, a apărut cam un pic dubios răspunsul domnului Grosu la întrebarea colegului meu de la emisiunea Punctul pe Azi, atunci când a întrebat: Victor Gușan este un lider informal în Republica Moldova. Eu am dat citirii motamor răspunsul domnului Grosu. Oligarh, și îl întreabă moderatorul, oligarh care controlează tot în Transnistria. Citat deschis domnul Grosu: noi cunoaștem despre acest personaj, are interese acolo, are influență asupra proceselor din Transnistria. Ei trebuie să monitorizați foarte atent. Eu sunt sigur că instituțiile de securitate au suficientă informație despre interesele și activele dânsului. Și lumea toată în spațiul public s-a întrebat, acest răspuns a președintelui Parlamentului a fost unul voalat sau noi vrem până la urmă ceva de la oameni? Până la urmă, domnul Grosu este președintele Parlamentului Republicii Moldova. Puteți să precizați. Eu am alte întrebări. La 10 februarie 2017 și la 27 iulie 2017, polițiștii moldoveni au oprit două persoane, cetățenii Republicii Moldova, au preluat actele și au transmis MGB-ului de la Tiraspol. E vorba de Iuri Ghervaziuc la 10 februarie 2017 și de Ghenadi Cuzmiciov la 27 iulie 2017. Dosarele lor, cel puțin al lui Cuzmiciov, dacă nu greșesc, expediat deja la CEDU. Întrebarea mea este, procuratura noastră bravă și națională, cum stă cu investigarea acestor cazuri? Dat fiind faptul că la sesizările mele, procuratura noastră națională a răspuns absolut sfidător. Păi, deputaților, nu vă băgați nasul, nu ne ocupăm cu acoperirea crimelor comisii din trecut și pentru asta probabil și suntem sponsorizați de același șerif. Păi, întrebarea atunci apare la mine ca și jurnalistă. Este interes și la noi în Republica Moldova ca acest conflict să nu se mai termine odată? Adică dialogul să nu aibă loc? Nu, stați, iarăși dialog. Dialog cu cine? Cel care te scuipă în față și având funcția să spună nu? Consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe a pretinsei Republicii Moldovenești în străine și acolo... Până mai ieri, la noi, guvernul nu avea lista actelor semnate. De acolo s-au împrumutat cei de la Chișinău pentru ca să aibă lista completă a trădărilor naționale. Și din toate actele semnate pe durata procesului de negocieri, rezultă cederi, trădări și deloc nu soluționarea conflictului. Domnul Năgăcească, scuzați, eu n-am venit cu ideea de a-mi revărsa pe venină. Vă rog frumos. Trecem și la el, dar revin la asta pentru că pe mine mă doare. Și de ce? Că am avut și eu ocazie să merg în partea cealaltă. Eu n-am ocazie, eu sunt persoană non-grată și în Rusia și în stânganistul. Și mă interesează de ce noi nu mergem pe planul acesta care ziceți dumneavoastră de apropiere a cetățeanului cu cetățeanul. Adică de acolo oamenii să zică, să iasă. Eu aș vrea să iasă 100 de oameni la graniță acolo să spună, eu vreau să nu să se termine, eu vreau ca să fim parte. Stimate doamne, dar trecem deci, la domnul Năgăcească. Noi nu facem scenarii pentru filme alea Hollywood. Oamenii în stânganistul sunt ostatici ai acestui regim, ei trăiesc în frică. Aduceți-vă aminte de cazul Horjan, da? Ne mai vorbim de seriile ucidelor la comandă care au avut loc în stânganistul și care sunt dosarul este secretizat la Procuratura Republicii Moldova. Eu n-am acces la acest dosar. Da? Și dacă noi vorbim despre oamenii de rând în stânganistului, poftim 15 noiembrie 2020, când oamenii din stânganistului au venit să voteze pentru președintele Republicii Moldova și 14-20% din cei care au venit au votat pentru doamna Maia Sandu. Inclusiv eu eram sunat, a što este ne pustia? De zăcarat telefonul cu numărul meu și o să se permite. Ajungem și la oameni mai departe, trecem și la domnul Năgăcevski cu un subiect la fel de important, care și dumneavoastră puteți să vă conectați la el. Este vorba de decizia doamnei Stamate de a ieși din funcția de șef al Comisiei Juridice din Parlament. Cum vedeți această acțiune și ceea ce a urmat? Că au ieșit domn Popușoi în salvarea ei astăzi cu un mesaj de și se vehiculează pe unele surse că această decizie a ei a împărțit foarte tare partidul PAS în două tabere mari. Este o răzbunare... Păi, pe mine trebuie să mă întrebați despre tabere. Dumneavoastră, despre tabere, o să completați.
Cum o vedeți din exterior ca și opoziție? Pentru că opoziția la fel are de spus în așa situații cuvântul său. Bine, continuând poziția care a expus-o domnul Nantoi, că ne așteaptă un an destul de dificil din punct de vedere geopolitic, dar și din punct de vedere al politicii interne. Doamna Olesa Stamati este membru supleant al Comisiei la Veneția. Ea are anumite standarde în ceea ce privește procedurile legislative. Astăzi, pe ordine de zi a Parlamentului, este modificarea legii cu privire la procuratură. Legea asta cu privire la procuratură, orice modificare trebuie să treacă prin Comisia de la Veneția. Se insistă să se modifice fără avizul Comisiei de la Veneția. Măsura în care Olesa Stamati și-ar asuma acel proiect de lege, asta ar putea să creeze anumite probleme din punct de vedere al imaginii dânsei la Comisia de la Veneția. În continuare, eu presupun că există totuși grupul ăsta mai radical în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate, care consideră că în anul 2024 este nevoie de o radicalizare mai puternică în ceea ce privește politica internă, așa zis, a luptă cu corupția, atacul, dacă observați, un atac masiv inclusiv la primarul general, municipiului Chișinău. Deci ceva se pregătește și pentru asta este nevoie de schimbat accentele. Olesa Stamati nu este din grupul ăsta mai radical, este totuși pe pozițiile mai, care aderă mai mult la standardele Comisiei de la Veneția. Și în condițiile date, cel mai bine s-o așez pe banca de rezervă pentru ca să dai posibilitatea altor care sunt pregătiți să-și asume anumite proiecte de lege mult mai agresive, chiar eventual în contradicție cu anumite standarde ale statului de drept, dar pe fonul luptei cu putinismul, cu agenții Federației Rusă, fiindcă această carte va fi jucată la greu în contextul electoral care se apropie, cred că asta este motivul pentru a fi înlăturat Olesa Stamati de la butoanele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Iarăși, ieșirea asta doamnei împotriva premiului ăsta cu Timișoara... Da, credeți că asta a fost motivul? Sau a greșit fiind prima dată expresia? Este o... Eu ceva nu înțeleg. Laureaților premiului Nobel trebuie să le fie rușine pentru faptul că le se dă o sumă de bani? Stați că nu a terminat gândul. Eu un lucru nu înțeleg. Când ea a spus prima dată și a doua oară a schimbat altul. Eu lucru. Știu, Olesa Stamati este unul dintre cei mai fidele, cele mai fidele persoane ale Maia Sandu. Deci, când a fost doamna Maia Sandu prim-ministru, Olesa Stamati a fost una dintre cele mai fidele ministri din acel guvern. Și astăzi eu mă întreb, Olesa Stamati, când a făcut acea declarație, a fost făcută acea declarație doar pentru a genera ceva cu scopul de a fi așezată din banca de rezervă? Sau a fost o eroare? Eu până când nu pot să-mi dau seama. De ce? Fiindcă mi se pare că tot scandalul ăsta, tot fonul ăsta cu 130.000 de euro au un alt scop, de a mai radicaliza un pic ușor societatea, iarăși în contextul electoral, deci nu este vorba despre un fond. Eu mă îndoiesc că Maia Sandu a avut drept scop, scop final a fost de obține cei 30.000 de euro. Nu. Deci a fost un scop mult mai profund, cu un subtext de a agita spiritele pe și cu elementul ăsta al Stamati, da? Și inclusiv și Stamati, eliminarea doamnei Stamati este de a demonstra din partea Maia Sandu că ea este determinată să acționeze într-un mod radical în poziție pe care le abordează. Dar iarăși, revenind la subiectul Timișoara, cred că mai desfășurăm, evident, da, ce spune domnul. În calitate de jurist și de om care cunoaște mai multe de desubturi, acest premiu a fost unul corect și cu acest aport bănesc sau nu? Sincer, eu nu am înțeles de ce, chiar când a apărut subiectul premiu, primul s-a pus accent că trebuie să primească 30.000 de euro. Da, prima întrebare, nimeni nu s-a discutat. Nu a discutat cu uite, trebuie să primească un premiu. Noi suntem societatea invidioșilor. Sunt foarte buni la număratul banilor în buzunarul. De ce a apărut? Nu, noi ca și jurnaliști au început. Aparatul președintelui a dat sesizare la cine a. Cine a trebuie să dea cu păreri. Jocul ăsta, pentru ce? Deci, într-adevăr, totul apare extrem de penibil. Tot ce s-a petrecut este extrem de penibil și de ce se discută atât de mult despre putea să obțină, nu putea. În primul rând apare o asociație încă obscură din punct de vedere al percepției regionale de pe teritoriul României. Să duci Maia Sandu în oricare friț de Timișoara. Nu cunoaște nimeni. Bine, am aflat acum, recent, prima că există un asemenea friț. Prima dată institui premiu. Dumnezeu acceptă acel premiu. Eu subiectul este, din momentul când e scris aici important, eu am o întrebare importantă pe care vreau să adresez domnului Negăcevski. În primul rând, o precizare absolut categoric.
Da. Doamna Stamate nu a fost eliminată. Asta a fost o decizie dumneei. N-am să invoc termenii care ea le-a anunțat când a adoptat decizia și nu e vorba de eliminare. Noi prețuim pe fiecare membru a echipei, noi avem pe interior discuții uneori aprinse și așa mai departe, dar nu e vorba de eliminare, că cineva a înlăturat-o, că vrem să mergem ca tavalucul. Domnul Negăcevski, eu în 70 am absolvit facultatea în calitate de inginer. Și iată, vreo 15 ani urmă, eu eram surprins când am aflat că în Republica Moldova erau 27 de facultăți care pregăteau juriști. Și eu așa am o întrebare între noi și cei care ne privesc. Spuneți-mi, vă rog, în opinia dumneavoastră, în Republica Moldova există mafia celor care poartă în buzunar diplomele de juriști sau nu? Adică, ce aveți să le dăm mafia? Mafia. O cârdășie, un grup corporativ închis, care sfidează interesele naționale, Constituția, și, deci, încearcă să menajeze atât interesele pe interior, precum și cele din exterior. Eu am adus câteva cazuri cu dosarele strigătoare la cer, când Procuratura Generală a Republicii Moldova, deci, dosarele merg la CEDO, Procuratura, alegerile în autonomie găgăuză. Acolo presa locală, internetul, a descris cu lux de amănunte cum erau corupți alegătorii, care erau schemele, sumele de bani, persoanele. Arătați-mi, vă rog, unde este dosarul transmis în instanță cu privire la deci, fraudarea alegerilor în autonomie găguză. Eu nu că sunt, vreau să mă răzbun pe cineva, dar atunci când, pe de o parte, legătura oamenii cu din autonomie găguză strigă la cer, băi, unde e statul ăsta? Uitați-vă ce se întâmplă. Deci, întrebarea este, unde este statul? Mai departe, decizia de azi, judecătoriei Chișinăului, sediul Buicani, a admis cererea părții apărării lui Vladimir Plahotniuc privind conexarea cauzei ce el vizează la o altă cauză. Deci, noastre doar sunteți juriți, știți foarte bune. S-a pornit cauza așa, pe urmă se învină așa, pe urmă se învină altfel, se așteaptă alegerile, se așteaptă triumful, deci la ceră care stau în spatele așa zise opoziții, pentru ca cei care au prădat și au furat țara să iasă basma curate, cu complicitatea, da? De ce anul trecut, timp de jumătate de an, a fost tergiversat procesul premeditat de vetting, pre-vetting? Eu nu sunt fanul acestei reforme, dar e mod prea multe și instantaneu așa ele ați adresat. Nu, deci, nu, știți? Mai departe. Și ați fugit de subiectul Timișoara, cum îl vedeți dumneavoastră. Dar nu, asta nu e subiect, asta e mizerie. Asta e o logică ca cu cei 30.000 de sirieni. Deci aceeași... Deci cine a inventat? Au fost... Nu, știți care e situația? Întrebați-o pe Mașa Zaharova. Iată, întrebați-o pe Mașa Zaharova și... Nu mă întrerupeți. Și vedeți cine la comanda Mașii Zaharova preia subiectul. Dar doamna Maia Sandu a știut înainte de a merge că va începe așa... Eu nu sunt doamna Maia Sandu. Nu, dar sunteți... Eu știu că Mașa Zaharova deschide gura și în Republica Moldova, coloana 5-a pornește schelă la iauă. Asta este prioritar. Nu, domnul Antoi, noi sunteți nu de un an în politică. De ce noi totul să vă aruncăm peste spatele Rusiei? Da? Dar noi aici, în interior, nu avem, noi avem capacități ca să ne... Pe spatele Rusiei. Asta deja atât de penibil chestia asta. Da, penibilă chestia asta. Dar prezența ilegală a trupelor rusii care se numește acte ocupație, asta tot e penibil. Nu, dar eu v-am întrebat și revenim la Transnistria. Noi am fost capabili să implementăm un plan de acțiuni pentru Transnistria ca să putem să facem acest dialog între societate, nu între politicieni. Că am înțeles că acolo este oligarhie și interese obscure. Dar asta am zis că voi discuta mai târziu. Nu, deci, în anul 94, dacă puteți vă imaginați așa cifre, a fost constituită Asociația Încredere și noi am pornit acțiuni de comunicare între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv cu studenții, nu intru în detalii, pentru că la 16 mai 98 ce s-a întâmplat? Știți care e semnificația zilei de 16 mai? Din KGB SR. Și un elcare, Vadim Antiufeev, călău, a raportat presicina подрывная деятельность фонда доверия. Care dialog? Ok, atunci răspundeți-mi. De ce, dialog, de exemplu, același succes, puteți porniți dialogul... Scuze, nu, puteți porniți acum dialogul cu Navalny.
nu vreau cu Navalny. Nu, de o altă ce? Întrebare. O altă întrebare. Iată, a avut loc în 5 ani în urmă, pare mi se, a avut loc o întrevedere a unui academician la noi, că eu am căutat unde noi ne-am dus. Dumneavoastră ați mai avut, a mai fost maluri cu o jurnalistă pe care a teleportat-o mereu televiziunea care a avut, unde era angajat și a făcut diferite emisiuni despre oamenii din Transnistria, despre problemele lor. De acord, au fost mai multe acțiuni. O acțiune despre care vreau să zic a fost acea lecție publică la, în baza unei scrisori oficiale a lui Valeriu Pasat în cadrul Universității din Tiraspol, la care au venit foarte multă lume, atât profesori cât și clerici de la biserică, că dumneavoastră ați spus pe 17 noiembrie o postare foarte interesantă cu biserica care a încheiat un contract cu Academia lor, cu Ministerul Apărării. Și atunci, în anul acela, oamenii vroiau să vină să asculte ce au suportat ei în perioada sovietică, pentru că și ei au fost puși în situații critice, când li s-a închis biserici, când înseamnă că oamenii vor să asculte. Ce are asta cu soluționarea conflictului? Cu soluționarea conflictului... Nu avem dialog, nu avem această comunicare cu oamenii. Aveți perfectă dreptate că guvernările de la Chișinău erau obligate a să informeze pe fiecare cetățean în parte din stânga Nistului ce îl așteaptă în Moldova reîntregită. Corect. Da. Despre asta vorbesc. Alta este că pot să-l informez de dimineață până în seară, inclusiv pe cei din penitenciarul de la Hlinaia, da? Atâta timp cât nu vor fi demontate pașnic, dar necondiționat structurile regimului și nu va fi asigurată demilitarizarea zonei, degeaba ne lamentăm cu dialoguri. Cine poartă cel mai mare acum, în situația când Ucraina, doar Transnistria nu e la graniță cu Rusia, de ce dumneavoastră puneți ca așa? Mie îmi spuneți, 453 de... Ucraina și Moldova, ce încurcă acum pe Zelenski și Maia Sandu să demilitarizeze această zonă? Spuneți. Știți care este situația? Eu nu vă recomand să dați indicații lui Zelenski, deoarece pentru ei dilema este cu totul altă. Ei în fiecare zi plătesc cu vieții omenești dreptul de a exista. Noi nu mergem pe acest subiect. Și noi iarăși mergem pe subiectul că cineva trebuie să ne rănească substanța din curtea noastră. De curtea ambilor, și a lor și a noastră. Că nu vă supărați. Unde se termină frontiera Moldovei și unde se termină frontiera Ucrainei? Da, ne place tot timpul să zicem că cineva e de vină, dar noi, nu, vreau noi suntem noi de vină. Să găsim noi aceste. Suntem de vină. Cheia soluționării conflictului este la Chișinău. Și atunci când... Puteți să-mi spuneți nume, cine este acum responsabil de această... Acum este guvernarea. Dar dumneavoastră faceți parte din... Din guvernare. Și guvernarea a ales o tactică de, să spunem așa, în condițiile războiului din Ucraina, de a conserva situația pentru a nu agrava. Dar asta deloc nu înseamnă că dacă războiul în Ucraina a intrat într-o fază de incertitudine și de uzură reciprocă cu Federația Rusă, noi trebuie în continuare să ne comportăm așa. Da, domnul Parlikov a anunțat că robinetul cu gazul pe gratis se va închide. Foarte interesantă declarația lui domnul Parlikov, apropo. Nu că foarte interesantă. Dacă în la 21 octombrie 1998 Guvernul Republicii Moldova a adoptat hotărârea numărul 1068 cu privire la constituirea SA Moldova Gaz, a fost un act de trădare națională. Ceea ce spune domnul Parlikov azi, trebuie să ținem cont de ceea ce a fost 30 de ani în urmă, de furt nesăbuit din sistemul energetic în complicitate cu cei de la Moscova, cei din stânga Nistrului și cei de la Chișinău. De ce noi până în prezent nu avem asta linie de tensiune înaltă, exact, să Vulcănești-Chișinău? De ce? Oricum, guvernarea va trebui să explice de ce noi astăzi, când gazul este la un preț, chiar ultimul moment am undeva aici scris ce preț este de două ori mai este, 605. Asta da, dar trecem la subiectul mai departe care ține de și... Răspundeți domnului Nantoi pentru cei ce v-a întrebat, mafia în rândurile juriștilor. Bine, eu tot vremea am menționat faptul că noi avem trei puteri în stat. Sunt două puteri care sunt alese pentru o perioadă strict intenționată. O singură care putere. Trei puteri? Care trei puteri? Legislativul, executivul și judecătorească. Permiteți-mi, vă rog, să citez legea.
Citați. Din 2016. Bine. Privire la procuratură. Special m-am pregătit. Articolul 3. Procuratura este independentă de puterile legislative, executive și judecătorească. Așa. Deci procuratura este este parte a sistemului judecătoresc. Nu, așa scrie așa. În Constituție. Este o instituție autonomă în cadrul sistemului judecătoresc. Așa. Dar ce-i cu chestia asta? Deci proiectul de lege a fost aprobat și promovat de către un ONG pe teritoriul Republicii Moldova. Cunoașteți foarte bine. Care? Partidul Democrat se numează? Nu, atunci CRJM am lucrat împreună cu Partidul Democrat la În ultima instanță, nu vă supărați. Dar ea a fost aprobat cu suportul Consiliului Europei. S-a încercat a se asigura independență funcțională de sistemul politic. Independență funcțională de sistemul politic. Asta în 2016. Când a fost alianța numărul 1, da? În 2009. Nu, da? Uh-huh. Cum imediat în presă a apărut informația cât s-a plătit pentru funcția de procuror general, independență funcțională. Da. Una este independența funcțională și alta este când eu pot azi din studio să telefonez domnului în Austria, care mă hărțește pe mine în urma faptului că procurorul i-a montat un dosar, el a fost condamnat nelegitim și eu acum pot să-i spun mai du-te la CEDO, iar el pe mine mă trimite în alte părți. Deci, ideea este foarte simplă. Deci, principiul independenței și colaborării, ele funcționează. Dumneavoastră, în calitate... Dar care este control? Înțelegeți, nu vă supărați. Banca Națională este o instituție importantă? Deci, dumneavoastră, în calitate de putere legislativă și executivă, ați decis să intrați în confruntare cu una dintre cele trei puteri în stat, adică cu puterea judecătorească. Dumneavoastră nu ați făcut reforma justiției, dumneavoastră ați încercat să acaparați justiția, așa cum strângeți roadele acapărării justiției. Ați identificat acum jertfa, este o lesea stamate. Mă înțeles că este gruparul reformei justiției astăzi pentru Partidul Acțiunii Solidaritate și Societatea Civilă. Și spuneți că cineva s-a opus. Dacă vreți să cine sunt vinovați în cazul ăsta? Dacă vreți să discutați cu mine, eu nu vă recomand să mă faceți o lecție. Eu nu mă refer la dumneavoastră. În primul rând, eu am spus foarte clar. Eu am spus foarte clar. Doamna Alesia Stamate nu e acea persoană cu care cineva poate să se refuiască. E o persoană stimată. Știți ce scrie un exponent al societății civile care l-ați numit? Exponent al societății civile. Păi ați votat pentru dumneavoastră în patriot. Asta e dreptul lui suveran. Eu nu l-am votat pentru cei ce sunt postările lui. Dar nu el, cel care va tempera libertatea de exprimare în continuare. Nu este el. Care el? Libertate de exprimare? Păi, el este cel care ne va spune ce este propagandă, ce este fake și ce este realitate în teritoriul Republicii. În fond, nu strică ca unele gen Mașa Zaharova să fie marcate drept fake. Dar acum noi vorbim despre altceva. Nu legați Teddy Curmei. Ceea ce el a postat, părerea lui personală, asta e treaba lui, dar asta deloc nu înseamnă că noi trebuie să votăm în toate funcțiile oameni docili nouă, care fiecare cuvânt o să-l coordoneze cu mine. Dar asta nu trebuie să spune că lui. El nu este docilul sistemat, dar asta este docil, Partidul Acțiune și Solidaritate. Nu este un mare secret. Dar problema nu e aici. Problema este de altă natură. Există diferite tipuri de reformă. Există reformă prin consolidarea societății, inclusiv a sistemului judecătoresc, pe care voi nu ați acceptat-o, pe de altă parte ați declarat război sistemului judecătoresc, și la buni, și la rei, și percepția astăzi, inclusiv în sistemul judecătoresc, că voi vreți să-i puneți în genunchi pe ei și să-i capturați. În condițiile date, dumneavoastră vreți ascultare de la ei. Nu, ei își apără drepturile conform Constituției Republicii Moldova. Se întâmplă și întâmpinați dificultăți. Când pe mine vor să mă distrugă, eu am să mă apăr prin toate instrumentele legale puse la dispoziție. Politicienii ajungând în Parlament sau în guvern se consideră că sunt țari. Vor să mă distrugă. Dacă eu sunt un judecător onest, n-am furat, pot prezenta la ANI toată informația, eu trebuie să mă bucur că eu am să trec acest filtru și am să demonstrez tuturor că eu sunt judecător onest, iar cei care purtând mantia... Sigur, aveți dreptate. În măsura în care nu s-ar fi discreditat Comisia de Previeteni, care a promovat în Consiliul Superior al Magistraturii o persoană coruptă, cu documente în regulă. Asta dumneavoastră știți. Dumneavoastră vorbiți despre erori. Nu, astea nu sunt erori. Astea sunt intenții, reintenții. Ce s-a făcut? S-a
a acoperit acest caz. Ce mai departe s-a făcut? S-a dat imunitatea absolută acestei comisii de previeting. Pentru ce? Frică de următoarele dosare penale care ar putea să intervină urmarea faptului că la reexaminarea dosarelor, acelor candidați care au avut câștig la Curtea Supremă de Justiție astăzi, iar îi descalificați prin intermediul comisiei de previeting, și voi credeți că prin asemenea formulă veți obține încredere din partea societății și sistemului judecătoresc? Eu mă îndoiesc. Și eu ajungem la situația în care, dacă observați astăzi, nu se mai vorbește despre reforma justiției. De ce? Gata. Subiectul este epuizat deoarece reforma este moartă. Dar despre moarte se vorbește ori de loc. Iată, asta este efectul activităților și nu a dumneavoastră, vorbim de cei care s-au ocupat de reforma justiției. Unde este Litvinenko? Unde este Litvinenko? Nu... Stați un pic, se vorbește următorul. El va fi... Următorul. Unde s-a stămat și a asumat? Și a asumat-o Veronica Mihailov Moraru. Ce ați făcut în cazul în care ați constatat că soțul doamnei Veronica Mihailov Moraru a fost urmărit penal pentru acte de corupție? Presa loială de partidul a acoperit cazul și că nu există decizia Curții Supreme de Justiție. Eu vă spun că ea există și o găsiți pe site-ul Curții Supreme de Justiție în arhivă. Sunt metode inadmisibile într-un stat de drept. Iată, despre asta vorbim. Și aici apare confruntarea. Spuneți că există anumite elemente toxice în sistemul judecătoresc? Cu siguranță, cum există și în sistemul politic. Cu siguranță. Și acolo există corupție, și acolo există corupție. Nu tot corupție, există. Problema. Ieri am privit o investigație din partea unui canal loial guvernării, care a constatat 37 de milioane de euro cheltuiți. Aiurea, dintr-o așa zisă eroare de calcul în ceea ce privește achiziția gazelor naturale. Cine se face responsabil? Unde este dosarul penal? Păi stați, domnul Negăciu. Se invocă că Dragalina protejează acum pe Andrei Spânu. Vom afla eu vă rog frumos. Asta este problema. Haideți să revenim. Revenon anon muton. Da? Când ați fost ministru justiției, deputatul Ozan Antoi a adresat Ministerul Justiției o scrisoare pe care v-a rugat, în conformitate cu legea, să verificați statutul Partidului Socialiștilor adoptat la 30... Nu statutul, scuzați, programul. Da. Adoptat la 30 ianuarie 2020 la Congresul 16, prin care conține prevedere de lichidare a statului Republica Moldova. Ministerul nici nu mi-a răspuns. Deci libertatea de exprimare pentru Partidul Socialiștilor trebuia să fie verificată. Știți? Eu nu sunt patriot. În sensul centrului ăsta de luptă cu dezinformare. Eu sunt adept al articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. E vorba de programul de activitate a unui partid. Și în programul... Păi dumneavoastră pledați pentru uniunea cu România, spre exemplu. Așa este? Sau nu este așa? Probe. Nu, declarațiile dumneavoastră sunt pro-unire cu România sau? Care declarații? Prin presă. Dumneavoastră sunteți pentru unirea cu România sau nu? Eu sunt interogat? Nu, eu vă întreb. Fugiți de răspunsul la întrebare? Păi, eu nu, acum vreau să... Programul de activitate... Vorbim de un partid care pledează prin prisma libertății de exprimare cu privire la anumite chestiuni, ideologii. Dumneavoastră aveți... Nu ideologie, om bun. 8 mai 97 la Moscova a fost semnat memorandumul, da? Da. Și Partidul Socialiștilor se obligă să rezolve problema transnistreană în baza memorandumului Primăcov, care prevede lichidarea statului Republica Moldova. N-ați reacționat. În ce sens n-am reacționat? Niciun răspuns. În sensul lichidării Partidului Socialiștilor v-ați fi dorit. Doamne, trișați, domnul Negăcevski. Eu am rugat să solicitați introducerea schimbărilor în program. Dar nu am eu dreptul ăsta de a solicita asemenea schimbări în condițiile în care este vorba de o banală libertate de exprimare. Nu banală, bine, Mein Kampf tot e libertate de exprimare. Nu, haideți, dumneavoastră deja asociați deoarece este un document. Acel statut a fost aprobat și înregistrat. Nu statut, program. Păi programul ăsta... conform statutului, a fost aprobat și acceptat de către autoritățile statului. De ce i-ați acceptat în alegeri, în condițiile în care insistați când programul lor este prevăzut un lucru care contravine Constituției? Dacă ei pledează pentru o cauză ilegală, de ce guvernul dumneavoastră i-a acceptat în alegerile locale? A doilea moment. Explicați-mi. Suntem nevoiți să luăm o mică pauză, dacă, dragi domni, să telespectatorii noștri să-și mai tragă aerul și noi să mai bem un pic de apă. Ieșim la o mică pauză de publicitate.
Doamnelor și domnilor, am revenit în studio aici. Vă reamintesc pentru cei care s-au conectat acum la pagina noastră de Facebook TVC21 sau la postul de televiziune pe rețelele pe care dumneavoastră le aveți în casele dumneavoastră, că invitații din studio astăzi sunt Fadei Nagacevski, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, și Oazu Nantoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea fracțiunii PAS. Discuțiile aprinse au continuat și pe pauza publicitară. Noi revenim aici cu discuția pe care eu vreau să o inițiez un pic la altă temă, dar este legată de o postare a dumneavoastră care ține de neutralitate. Și vă întrebați dumneavoastră în această postare cum este interpretat articolul 11 din Constituție și faceți niște explicații care, pe care le considerați că dumneavoastră le vedeți un pic altfel. Spuneți-ne de ce ați făcut această postare și cum vedeți dumneavoastră subiectul neutralității Republicii Moldova. În contextul în care în timpul apropiat, potrivit unui document NATO văzut de Europa Liberă, Republica Moldova este singura țară membră și necandidată la aderare la alianță care va găzdui activități în cadrul celor mai mari manevre militare NATO de la Războiul Rece. Noi avem dreptul, fiind în Constituție ca și stat cu neutralitate, să primim sau să participăm la așa acțiuni militare? Spuneți-vă, vă rog, ta ziua din 9 mai 2016 nu vă spune nimic? Când la Tiraspol a fost realizată parada comună a trupelor ruse și trupelor paramilitare ale regimului. Da? Dar anul 2002 nu vă spune nimic când a expirat termenul pe care și-l a asumat Rusia la summitul OSCE de la Istanbul privire la lichidarea prezenței pe teritoriul Republicii Moldova. Și aici este, nu vă supărați, pe lângă decizia CEDO, 8 iulie 2004, cazul Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse, este și hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017, unde este răstălmăcită situația cu neutralitatea noastră și punctul 188 din hotărârea CEI spune că a Constituției Republicii Moldova nu poate fi un act sineucigaș. În cazul amenințărilor la adresa suverenității, integrității teritoriale, etc., conducerea Republicii Moldova este obligată să întreprindă toate măsurile, inclusiv de ordin militar, pentru a apăra statul. Eu citesc din memorie, nu vă supărați. Uh-huh. Da. Deci, mai este încă un lucru amuzant. Pare mi se că în toamna anului deja 22 am văzut un sondaj. Lumea a fost întrebată. Cum credeți, statutul nostru de neutralitate ne apără pe noi? 54% au răspuns nu. Cum credeți, Moldova trebuie să adere la sistemul la NATO? 27% au spus da. Unde sunt celelalte 27%? Și aici eu vreau să aduc un exemplu foarte important. După agresiunea Federației Ruse deschisă, frontală, deoarece agresiunea propriu-zis a început în 2014, deci firma Nokia Tyrex a plecat din Rusia și a decis să investească 600 de milioane de euro într-o întreprindere care o construiește lângă Oradea, în România. De ce firma Nokia Tyrex nu a venit la Orhei, Vodcina lui Elon Shore sau la Comrat, unde îl iubesc pe Putin, dar s-a dus în România? De ce? Că România este sub umbrela NATO și România, chiar dacă acolo cu corupția atât e ok, totuși este țara Uniunii Europene, unde supremația legii protejează inclusiv proprietatea privată. Deci, și dacă noi vorbim despre NATO, ne-NATO, pe noi trebuie să răspundem la o întrebare, noi ce vrem? Să devenim un teritoriu pustiit de unde va fugi ultimul tânăr și businessul funerar va rămâne singurul profitabil? Sau noi totuși avem nevoie de securitate? Eu azi aici în studio n-am să bag pe nimeni în NATO. Eu chem la rațiune. Noi trebuie singuri să gândim. Decizia de aderare, neaderare trebuie să fie una conștientă. Și eu nu văd argumente pentru a păstra această neutralitate care era din start viciată prin prezența trupilor Federației Ruse. Și acum eu vreau să spun un lucru cel mai important pentru noi. Nu ni s-a întins mâna cu privire la începutul procesului de negocieri, care va fi dificil, etc. etc. Pentru mine, Uniunea Europeană este casa păcii.
este o șansă dacă Ucraina va rezista și noi vom avea acel interval de timp. Integrarea noastră și procesul acesta asta, cu aderarea la NATO. Asta este un fel de... Adică cum, asta nu este alianța nord-atlantică, dar totuși e mult mai sigur decât ne bălăcim așa. Dar și asta este încă scris așa. Prin urmare, la începutul emisiunii am spus că o situație fără precedent, noi vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, noi vedem ce se întâmplă în Ucraina, cine vrea să vadă, da? Deoarece situația este foarte complicată și complexă, da? Noi vedem ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene și, deci, situația este extrem de complicată și cere mobilizare, vigilență și consolidare. Cu critici la adresa guvernării, bine meritate, dar nu în scopul de a distruge acest stat. Oamenii simple își pun doar o singură întrebare. Atragerea noastră, și asta aș fi foarte fericită dacă, ca și jurnalist, aș auzi de la oamenii politicieni și de la oamenii care au acces la informație. Atragerea noastră în război este un proces care urmează după semnarea ca mai multor aderări la NATO, intrare în Uniunea Europeană, sau omul simplu, doamnă, pe înțelesul eu am obsesie, următoarea obsesie. Eu când spun un cuvânt, eu mă gândesc ceea ce spun. Ce înseamnă atragerea noastră la război? Participarea și a Republicii Moldova, pentru că oamenii înțeleg... Nu, stop, terminați. La ce participare? La acest conflict care s-a creat pe teritoriul... Războiul care s-a creat pe teritoriul Ucrainei. Adică s-a creat? A fost creat, bine. Eu nu jucăm acum cu cuvintele. Nu, Republica Moldova a votat rezoluția Adunării Generale Organizației Națiunilor Unite, prin care a fost condamnată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Noi unde trebuie să participăm? Păi, oamenii vor să știe. Va fi aici ceva situație în momentul în care la noi se atrag la Ministerul Apărării niște... Eu vreau să vă spun un lucru. Eu n-am venit aici să dau indicații. Dar eu răspund pentru fiecare cuvânt. Ce înseamnă atragerea Moldovei în război? Cine o să întragă? Oamenii simpli își spun așa întrebare. Știți, noțiunea de om simplu nu scuză de responsabilitate. Și nu scutește de obligațiunea de gândi cu propriul cap, dar nu din gura Mașei Zaharova. Deci okay. Asta este una la mână. Prin urmare, atunci când la 1 iunie anului trecut, la Bulboc, a fost forul politic Uniunii Europene cu 47 de țări, asta a fost un mesaj extrem de puternic în susținerea Republicii Moldova. Putin nu atinge Moldova. Trebuie să înțelegem lucrurile. Și dacă noi avem aici, în Moldova, coloana a cincea, care preia provocările din gura Zaharova, deci strigă că Maia Sandu duce Moldova pe calea Ucrainei, acestea sunt provocatori. Am înțeles. Ok. Trecem la dumneavoastră. Cum vede partidul unde dumneavoastră sunteți vicepreședinte referendumul anunțat de Maia Sandu și cum dumneavoastră apreciați această acțiune care va urma să fie sau în acest... Dar nici întrebare încă nu e formulată. Referendum constituțional, consultativ, ce discutăm? Idee generală. Ca idee generală, pentru că v-ați dat cu părerea și am văzut că și președintele și membrii partidului la unele emisiuni au vorbit la acest capitol. Deci, ca idee, referendum este o chestie democratică, o chestie importantă pentru ca cetățenii să poată manifesta. Dar întrebarea este când urmează să fie petrecut un asemenea referendum, astfel încât el să dea cele mai bune efecte din punct de vedere al democrației. Astăzi, urmarea unor acțiuni, bine, încă nu a fost pus într-adevăr întrebarea, dar dezbaterea este dacă este oare justificată să stabili data referendumului ăsta în ziua alegerilor prezidențiale sau nu. Se va dilua importanța referendumului în contextul alegerilor prezidențiale. Nu va fi cumva asociat acest referendum cu alegerile prezidențiale și, de fapt, ca fiind o formulă de a face campanie electorală de către al președintele al Republicii Moldova. Și toate aceste întrebări au dreptul la existență și în condițiile respective societatea discută și așteaptă răspunsuri la întrebările date. Noi știți că
pentru candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova se colectează semnături. Astăzi nu partidele le desemnează, dar prin intermediul semnăturilor candidații se desemnează pentru a participa în calitate de președinte, în calitate de candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. PAS-ul ar avea un rol mai pasiv în condițiile date. În situația în care se numește referendum, PAS-ul apare în calitate de participat la referendum și el cu bugetul său poate să susțină indirect inclusiv candidatura doamnei Maia Sandu. Adică eu tot îmi pun întrebări. Pentru ce se face într-adevăr acest referendum? Chiar este scopul de a obține răspunsul dacă dorim noi să aderăm la Uniunea Europeană sau este scopul de a comite un gen de fraudă electorală în scopul promovării candidatului președintelui, candidatului Maia Sandu pentru a doilea mandat la funcție de președinte. Și în același timp, elementul ăsta desprinat de asemenea opoziție, consider că este prematur, în genere nu este util pentru Republica Moldova, discutăm acum despre acest subiect și el este un subiect care inflamează societatea, noi trebuie să discutăm despre integrarea la Uniunea Europeană, dar și de politica internă a Republicii Moldova. Și când vorbim despre agresiunea Federației Rusă împotriva Ucrainei, asta este un element, dar în privința Republicii Moldova, noi vorbim doar de Maria Zaharu. Câte declarații și câte comunicate au fost din partea serviciilor speciale ale Republicii Moldova că vine Rusul pe teritoriul Republicii Moldova? Câte? Ei nu au plecat. Câte? Zilnic la noi vin altăieri iarăși. Altă au fost un asemenea. Cine inflamează societatea Republica Moldova? Federația Rusă sau structurile de Republica Moldova și partidele politice care își permisă declarații nesăbuite. Asta ca bancul ăsta convine atunci când dumneavoastră utilizați termenul de fraudare electorală, ați utilizat ca jurist sau ca membru de partid? Păi ce înseamnă fraudare electorală? Eu de altă vreau să vă spun. Fraudă electorală este când utilizezi legislația în interes de partid și nu în interes generalul societății. Anul 1993, câți ani au trecut? La Copenhaga au fost formulate criteriile de aderare a oricărei țări la Uniunea Europeană. Primul criteriu politic. Stabilitatea instituțiilor statului de drept democratic, respectarea drepturilor omului, respectarea și garantarea drepturilor minorităților. Criteriu politic. Noi suntem cu interesat să avem o stabilitate instituțiilor statului de drept, care nu depind de vânturile politice, turbulențe, stat de drept. Domnule Antoi, vă întreb eu pe dumneavoastră, domnule deputat, de ce nu ați făcut, nu știu, în vara anului trecut, în loc de summit, nu ați făcut acel referendum consultativ sau constituțional? Stat. De ce nu faceți după alegerile prezidențiale? De ce faceți? Păi și dumneavoastră, permanent mă întrebați. Al doilea, economic. Competitivitatea economiei naționale în condițiile participării la piața economică. Și prin dispozițiile CSE-ului favorizați șeriful ca să exporte pe criterii netransparente pe teritoriul Republicii Moldova, îmbogățind șeriful cu suportul Comisiei Situații Excepționale. Asta este competitivitate. Noi câte licitații transparente vor pe teritoriul Republicii Moldova? În august 1993 noi vorbim de 2022-2023. A fost campania șerif, da? Atunci eu pot să vă povestesc mai mult. Haideți să vorbim de 2022-2023, că dumneavoastră ați fost cel care, sau Partidul Acțiune și Solidaritate, a invocat că va fi pentru deschiderea pieții, libertatea cu concurență loială. Se respectă asta? Dumneavoastră știți că recent ați votat în Parlamentul Republicii Moldova modificarea la legea gazelor astfel încât iarăși să limitați concurența în ceea ce privește racordarea consumatorilor casnici la piața liberă. Dumneavoastră, cu minutul voastră, ați votat modificări la legea gazelor, care sunt lobate de monopoliști din Republica Moldova. Este atât de ușor de acuzat, dar în special când vreți să mă întrerupeți. Dacă ne referim la anul 2024, eu, de exemplu, comunic cu mai multă lume și de la nord și de la sud, în special, da? Și anul 2024 este extrem de important, deoarece noi trebuie să explicăm cetățenilor Republicii Moldova ce înseamnă concret procesul de preaderare, ce urmări aceasta va avea pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, deoarece eu mi-aduc aminte de anul 2004, stimați. Cine voi, domnul Antoi? Noi și dumneavoastră și societatea. Dacă mergem după logica PAS-ului, toți care au eventual anumite opinii critice sunt putiniști. Așa este retorica dumneavoastră.
o mică obiecție în privința anumitor politici ale PAS-ului sunt putiniști imediat. Cum noi putem să ne consolidăm în cazul ăsta? Dar prin faptul că una este... Da, știți de ce? Iată acum se declară că opoziția caută candidatul comun. De ce? Din simplu motiv că din banii Federației Rusă în Republica Moldova... Nu, stați, dar nu din banii mei. Se realizează sondaje. Cine și pretinsa opoziție așteaptă că de la Moscova să fie arătat... Dumneavoastră așa ziceți, nu trebuie, domnul Antoi, din respect față de dumneavoastră și de mine ca și jurnalist, 25 de ani în țara asta trăiesc și am vrut să fie bine. Chiar acum să spunem că opoziția e toată putinistă, domnul Antoi. Dumneavoastră doar tot ați fost în opoziție. Dar nu mai funcționează retorica asta. Dar nu mai funcționează asta. Chiar pe bune aici am să-i fiu, domnul Antoi. Dar care opoziție? Dar cum? Dar fiecare partid de opoziție ziceți că e putinist. Dar nu, domnul Antoi, dar cum o să fie democrație în țara asta? Eu am numit măcar un partid. Nu mai ce pretinsă opoziție așteaptă ca de la Moscova să vină indicație, deoarece Moscova s-a fript cu Voronin, care nu a semnat memorandumul. Dumneavoastră ați folosit Moscova cuvântul fript... un candidat comun, dar da. Asta o face toată opoziția nu de toată dreapta, nu care toată. Vrea să-și găsească, și de centru stânga. Nu de dreapta, nu trișați, nu trișați, eu n-am spus de dreapta. Dacă, de exemplu, opoziția care... pro-europeane, pe care o respect, vor, da, vor și zice... Ei tot vor candidat comun. Dar care asta, eu am să aplaud, dar eu vorbesc despre altcineva... Păi, dar dați-le care... nume! Hai din 70 de partide, hai spunem, ăștia sunt păi da, și eu deja am spus niște nume și îi demucer dreptul de replică dar eu vreau să revin la referendum. La eu, ca și cetățean, am în momentul în care s-a votat atunci PAS-ul și ați avut 63 de mandate, ați venit pe retorica că vreți democrație, vreți corectitudine, toată lumea a crezut. Al doilea vis, moldovenii l-au primit cu brațele deschise. Dar totuși revin la referendum. Este aceasta un element, așa cum menționează domnul Agacevski, a acoperirii unor situații în care PAS-ul va avea niște pârghii ca să folosească acest lucru împotriva celorlalți? Și spun de ce. Nu în zadar, nu doar nu împotriva celorlalți. Spuneți, nu pele de mie cere conducerii PAS să nu compromită parcursul european și să refuze ideea referendumului în ziua alegerilor prezidențiale. Această idee este extrem de periculoasă pentru Republica Moldova. Nu tot zic, și pe DCM, și pe toată adică lumea vorbește despre asta. Dar nu vă supărați, dar mai există cetățeni în țara asta pe lângă toți care fac parte din partid. Cetățenii își pun întrebarea, pentru ce trebuie acest referendum? Sau... Foarte simplu. Foarte simplu. Foarte simplu. Dumneavoastră ce, e reționit în Moldova? Nu. N-ați auzit țipitele cu de ce vă asumați dreptul? Haideți să faceți referendum? De ce nu faceți referendum? Dar nu se compromite valoarea aceasta europeană în momentul în care se va declanșa? Știți care sunteți siguri că referendumul va fi pozitiv? Eu vă spun următorul lucru. Timp de 30 de ani în țara asta s-au compromis tot ce ține de democrație, de drepturile omului, de parcursul european. Corect. Să vă aduc aminte iarăși de cât s-au plătit pentru funcție. Păi voi sunteți altfel, așa pretinde. Noi, noi oferim cetățeanului dreptul și posibilitatea de a se expune. Păi, eu vă duc un exemplu. Oferiți-le condiții de normalitate. Da, normalitate. De ce prin comasarea două tipuri de scrutin? Dați-vă să termin o frază. Alegeri locale. Crearea confuziei. Cetățeanul Republicii Moldova primește buletinul pentru Consiliul Municipal, pentru primar general, pentru primarul din suburbie, pentru consiliul din suburbie și nimeni nu se plânge care la mână patru... Scopul este același. Dumneavoastră ce vreți să spuneți? Că votând-o pe Maia Sandu, votăm numai decât aderarea la Uniunea Europeană. Deci asta este scopul vostru. Când alegi la locale, tu alegi primarul și consiliul pentru un anumit scop. Gestionarea situației locale. Dar ce? Doamna Maia Sandu va fi singurul candidat? Păi noi acum vorbim despre altceva. Dumneavoastră încercați să monopolizați un anumit subiect prin intermediul acestui referendum. În primul rând, nu se că nu există consens. Dumneavoastră sunteți unicii care promovați această abordare. Doar dumneavoastră promovați această abordare. De ce? Când a existat consensul în țara asta? Când Partidul Democrat împreună cu Partidul Socialistor a modificat codul electoral și a prezentat la Comisia de la Veneția. Constituția pe domeniul reformei justiției a fost consens larg în Parlament. Numai că nu ați respectat-o, dar asta este o altă întrebare. Dumneavoastră ofensați cetățeanul Republicii Moldova. Este cel
mai simplu să intri în albia populistilor. Când considerați că cetățeanul Republicii Moldova nu este în stare să facă o diferență între votarea... Eu denunț obrăznicia pasului și a președintei Maia Sandu, care atentează la libertatea de exprimare și la drept. Siguranță, cu siguranță, eu nu ofensez. Denunț abuzurile la care vă dedați la fiecare scrutin dumneavoastră și demonstrați că sunteți tentați de a captura statul. 30 de ani trăim așa, înseamnă că ne permitem să acționăm într-un stil dictatorial alea Mein Kampf. Care stil dictatorial? Asta este abordarea pe care dumneavoastră ați generat zilnic. Deci a murit juristul în dumneavoastră și nu s-a născut politicianul. Deci nu subestimați... La dumneavoastră a murit atunci și inginerul și politicianul nu s-a născut. Eu ca cetățean, luând în mână două buletine... Nu ne faceți proști, invocând că referendumul în aceeași zi are alt scop decât scop electoral. Tocmai de atâta, nu ne subestimați pe noi cetățenii, noi suntem conștienți că ăsta este scopul dumneavoastră și este unul extrem de schimb. Asta e imaginația perversă. Da, Sfântul, pot să vă întreb, pentru că dumneavoastră, ca și cetățean, ca și deputat, cu siguranță aveți... Cetățean pe viață, deputat pe și vă stimez pentru experiența pe care o aveți în politică. Poze cu feciorul lui Soros, Alexander, este o modalitate de a ce ne transmite mie ca și om. Stimate doamne, stimate doamne, eu, fiind consilierul domnului Snegur, am contribuit la apariția decretului cu privire la înregistrarea Fundației Soros în Republica Moldova. Și sunt mândru de faptul că zeci și zeci de milioane de dolari au fost investiți în tineretul Republicii Moldova, în programe educaționale, în programe de schimb științific, deci s-au investit în Republica Moldova. Vreau să spun un lucru fundamental. Niciodată în viața mea, ați menționat experiența, da? Niciun ambasador străin și nici George Soros, pe care îl cunosc personal, să-i dea Dumnezeu sănătate, nu mi-a dat mie indicații ce să spun, ce să nu spun. Și niciodată nu au făcut altor politicieni. Absolut. În anul 2003, împreună cu George Soros, luptam împotriva federalizării Republicii Moldova. Ce-a fost, a fost. Și doamna ambasadoare s-a simțit nițel incomodă după discuție cu domnul Soros. Să vă credem. Și o altă întrebare, care tot la fel vreau răspunsul dumneavoastră. Da, poza cu ficiorul lui George Soros. Ce, noi am ajuns până la marazmul ăsta să interpret... Păi, dar de ce o fac? Eu întreb așa, de ce o fac? Foarte simplu, oamenii discute, fac poze. Adică, stați un pic, cineva a fost cândva scos din cursa electorală pentru o poză și s-a menționat atunci... Dar ce, noi suntem în campanie electorală? Nu, da, și în campanie au fost poze de ajuns a pasului, mă scuzați, aici chiar iată Audea spune și alții au avut... S-au fost în campanii poze, că, clare, cu demnitarii europeni, cu în campanie a fost. Ce, putem interzice internetul? Altă întrebare. Meetingul care a fost organizat în momentul 14 decembrie, când s-a lansat această discuție, dialogul de integrare cu Uniunea Europeană, recent au fost anunțate sumele, 500 de mii de lei, jumătate de milion. A fost cheltuite... sau ce a fost? A fost un meeting pe scările președinției organizat. Meeting sau concert, o deschidere? O deschidere, da. Să zicem. Da, mulți jurnaliști au catalogat altfel. Întrebarea mea este... Eu nu sunt de la Curte de Conturi, adresați-vă acolo. Nu vorbesc despre bani. Vorbesc despre interpretarea dumneavoastră ca și politician și ca și membru de partid. Ca cetățean. Care este diferența Mai Sandu, că a organizat acest concert și a cheltuit 500 de mii de lei, și cu Ilan Șor, care organizează concerte la Orhei și cheltuie bani? Felicitări. Spuneți-mi că eu sunt... Nu, dacă nu înțelegeți, felicitări. Eu mai mult n-am să vin la emisiunea dumneavoastră dacă nu înțelegeți. Ilan Șor este condamnat? Domnul jurist, este condamnat sau nu? Păi eu sunt jurist sau nu? Nu. Mai departe, Ilan Șor este pe lista sancțiunilor Uniunii Europene și Statelor Unite. Interviul RIA Novosti cu Ilan Șor l-ați văzut? Eu tot asta știu, nu, dar mă întreb, de ce care a făcut este diferența? Concert? Cetățeanul care... Acela nu a fost un concert de distracție. A fost o sărbătoare de suflet pentru cetățenii Republicii Moldova, care cine a vrut, a venit. Cine n-a vrut, n-a venit. Și dacă comparați show-urile organizate de Ilan Șor și acea sărbătoare de suflet,
care a fost organizat pe lângă președinție, regret. Asta se numește manipulare. Nu e adevărat, domnul Antoi. Eu în 2005 am fost membră a unui centru care jurnaliștii din Republica Moldova au fost în Uniunea Europeană și au fost școliți pentru a învăța ce înseamnă Uniunea Europeană. Deci eu de atunci știu și vreau ce înseamnă Uniunea Europeană. Și n-aș fi vrut, n-aș fi vrut ca Republica Moldova să ajungă în situații când să fie denigrat parcursul european sau să îi se adauge niște elemente de astea nocive care pentru ca omul să-și piardă încrederea. Iată cuvântul ăsta, parcursul european, câți pași s-au realizat în direcția parcursului european? Păi cine din toate conducerile și ce pași au realizat? Nu, cine? Până în 14 decembrie, câți pași noi am realizat? Baltici în 2004 au devenit... Dar dumneavoastră ați mai fost în deputat... Ați ajuns la dosarul meu personal, eu vorbesc despre conducerile țării, acestei țări, care au compromis și au prostituat noțiunea de parcurs european. Pentru prima dată... Acum nu. Acum cu sângele ucrainenilor este plătit dreptul nostru. Noi am demonstrat că suntem popor civilizat în raport cu refugiații ucraineni. Da? Cum am spus eu, suntem un popor mai bun decât arătăm în campaniile electorale. Da? Asta e fraza mie, mai aparține. Da? Și deci avem această șansă istorică. Și haideți să nu coborâm la mizerile este noastre locale, comparând pe Ilan Șor și sărbătoare de suflet care au avut loc. M-au întrebat oamenii și eu mi-am pus întrebarea. V-au întrebat oamenii, eu pot să vă formulez alte întrebări. Și eu am vedere și nici în studiou care vor fi mult mai dure și mai cu consecințe decât comparația lui Ilan Șor și ceea ce a fost... A fost și un concert acolo, de aceea am zis. Bine, da, concert. Meeting nu va bine, dumneavoastră ați invocat elemente de manipulare în subiectul ăsta. El în șor este condamnat prin decizie definitivă. Mă întreb eu, dar cum a reușit dumnealui să organizeze un concert în condițiile în care dumneavoastră invocați că el este condamnat și nu avea dreapt să facă concertul? Înseamnă că nu el a finanțat concertul ăsta, dar a finanțat o autoritate publică locală. Dumneavoastră pe cine discreditați? Autoritatea publică locală? Cel de la Orhei, despre care vorbește doamna Răducan. Eu înțeleg că nu ușor a organizat autoritatea publică locală. De ce? Orheiul nu are dreptul să facă, dar Maia Sandu are dreptul de bani publici. Sau ce bani? N-are dreptul să facă, dar Maia Sandu are dreptul să facă. Sau dacă administrația locală de la Orhei organizează. Eu presupun că administrația a făcut-o. Eu sunt convins că nu ușor o finanță. Dar a fost cum au formulat-o? Cum a formulat-o cetățeanul Republicii Moldova în raport cu doamna Margarita Răducan. Acolo nu vor sunat întrebarea cum arată concertul. Bine, administrația publică locală, oamenii... Noi doar toți suntem de vină, jurnaliștii transmitem uneori și de cealaltă parte și de cealaltă parte, corect? Dar asta și deloc nu înseamnă că jurnalistul nu trebuie să aibă niște codul acela de conduite, da? Și da, atunci când trăsnim, comparăm acea sărbătoare de suflet, înseamnă scuipăm în sufletul celor care au venit. Eu sunt un element care am fi vrut și am contribuit la dezvoltarea asta ține de interpretări. Într-un bordel noi știm ce există, care sunt taxele și serviciile. Sau noi suntem totuși o țară de oameni civilizați pentru care este sărbători și viitor comun, sărbători de suflet. Sau deci coborâm la nivelul bordelului cine și cât plătește pentru ca să dănțuiască la comanda lui Șor. Păi, așa. Cel mai simplu e să nu discredităm un eveniment nici acolo, că acolo da. Șor a făcut. Nu, trebuie de explicat oamenilor că nu Șor face. Se face din bugetul administrației publice locale, buget unde plătim noi fiecare cetățean. Voi pe toți îi discreditați. Asta e mâna Rusia, când la Comrat stă un ecran și Ilan Șor prezintă echipa executivului, asta cum se numește? Păi asta se numește, cum să vă spun eu, un plevoc în limba română. Scuipătură. O scuipătură în direcția Guvernului Republicii Moldova. Nu, de ce se întâmplă lucrurile astea? Dumneavoastră trebuie să vă explicați de ce ați ajuns în situația nu, în care deci, Guvernul Republicii Moldova nu este privit. Vă facem ambasadorul Republicii Moldova în Israel să asigurați extradarea lui. Da, eu cred că
asta, Olesia Stamatică, Veronica Mihailova o să-l aducă până la urmă acasă. Nu e vorba de... Domnul Nantoi, haideți să trecem la alt subiect. De când plecarea, terminăm? În 10 minute. Plecarea domnului Popescu din funcția pe care o deținea până acum și acele trei candidaturi care se vehiculează că îi vor lua... Plecarea este decisă? Așa, el a decis să demisioneze, este în presă deja. Eu pot să vă spun următorul lucru. În anul 2003, când eu activam în calitate de director programului Institutului de Politici Publice, a venit un tânăr, îi spunea Nicu Popescu, care a scris un policy paper, cum se spune la noi, de bucat de timp, a integrarea europeană și perspectiva soluționării conflictului transnistrean. Noi atunci am organizat un șir de evenimente serioase și domnul Nicu Popescu, care pentru mine atunci era Nicu, s-a manifestat ca un briliant, deci ca intelect, ca pregătire. Țin minte când venise din Parlamentul European doamna Mariana Mico, care era responsabilă de subcomisie pentru relațiile cu Republica Moldova și a fost impresionată ce tineri talentați sunt în Republica Moldova. După ce domnul Nicu Popescu a făcut o carieră strălucită în Uniunea Europeană, s-a afirmat, a făcut lucruri fenomenale în calitate de ministru și acum el probabil poate să-și permite, deci, să se gândească la alte priorități, deoarece am depășit Rubiconul cel, începutul procesului de negociere. Mai departe începe rutina când va fi desemnat o persoană, un ministru, nu știu care acolo. Nu s-a discutat săptămâna trecută la ședința în Parlament cine va fi, pentru că se vorbește despre Popșoi, despre Cristina Gerasimov și Mihai Mâțu. Lasă să se vorbească în continuare. La momentul oportun, publicul va fi fericit aflând candidatul. Va fi un om demn ca și Popescu, pentru că, într-adevăr, a fost un ministru destul de exemplar. Nu, eu sper că n-am depășit cu laudele absolut sincere la adresa lui Nicu, care vă spun că... Adică, corect și la noi, jurnaliștii, înțelegem că el a fost un ministru destul de reușit din garnitura. El a fost decorat de doamna președinte Maia Sandu de aceasta. Nu, am fost și eu decorat de președintele ucrainean. Domnul Nantoa, când e bine, zicem că e bine, nu? A da, fost păi într-adevăr un ministru extraordinar. E bine, și Popescu, ca și comunicare, ca și prezență, ca și... Nu, vă spun că este, îl respect foarte mult și urmăresc, că vă dați seama, din 2003 ceva timp a trecut, am comunicat pe durata anilor și pe la Bruxelles, ne mai întâlneam. Eu nu tare... să spunem așa. Dar oricum, totdeauna l-am apreciat. Deci nu știți cine sunt favoriții, favoritul. Știu, dar n-am să spun. Nu o să spuneți. La ședința de săptămâna trecută, pe care PDCM-ul a ieșit cu niște replici referitor la ce s-a întâmplat atunci în această ședință și am să rog după aceea să spuneți că ați ieșit cu niște declarații. Dumneavoastră ați fost, s-a discutat ceva important atunci ce care... Ce aveți în vedere? Când au fost invitați la doamna președinte? Da. Păi s-au discutat provocările anului 2024, în linii generale. Nu a fost împușcat nimeni, n-a fost decorat nimeni. Deci s-a discutat tabloul, așa, s-au schițat niște priorități și mai departe continuă rutina de comunicare pe interior. Și n-am să-mi iert dacă n-am să vă întreb lucrul ăsta și știu pentru că v-am chemat și dumneavoastră în zadar ziceți că nu o să mai veniți, că ați mai fost la mine și nu sunt un jurnalist așa care vă dau la dreapta. Dar întrebarea mea este, regretați? Eu am rămas șocat în momentul în care a apărut atunci mesajul acela când, la fel dintr-o ședință a Parlamentului cu Maia Sandu, deputații, ați ieșit cu acel gest. Eu vroiam să vă sun și să vă zic, nu se poate. Regretați de acel gest? Știți care? Da, regret, mai ales că n-a fost auzită prima parte a răspunsului meu. Când am fost întrebat ce am făcut acolo, i-am spus că am împărțit banii furați. Dar deoarece jurnalista n-a auzit și insista, eu sunt și eu un păcătos, un boss de lut. Da? Da, și eu nu sunt ideal și nu mă erijez în idealul. Am înțeles. Asta a fost pentru bine, foarte, pentru că vă respect în unele situații pe care dumneavoastră reprezentați politicul în Republica Moldova. Nu și reprezint, asta... eu mă reprezint pe mine. Nu, aici facem așa abstracții de cei ce reprezentați dumneavoastră pe dumneavoastră, dar în momentul dat dumneavoastră reprezentați o categorie a oamenilor care sunt votanții PAS-ului, nu?
Da. Așa, mai, mergem mai departe. Se vehiculează, domnul Năgăcevski, discuția că procuror general va fi litvinien. Cu aceasta a vociferat și USAT și Platon pe rețele de socializare. Dumneavoastră foarte mult ați ieșit cu declarații referitor la tot ceea ce s-a întâmplat cu Stoian Oglu. Ce avem noi cu această funcție a procurorului general la situația de moment? Sincer, subiectul nu este tehnic acum, este unul politic. Și pentru mine este deja irelevant cine va fi următorul procuror general în condițiile în care guvernarea nu va respecta legislația și nu va restabili pe Stoian Oglu, dintr-un simplu motiv că chiar dacă vor schimba o singură persoană, considerând ei că vor controla sistemul procuraturii, ei se greșesc amarnic. Deci consecințele acțiunilor lor vor fi taxate la o anumită etapă. Deci nicio guvernare nu s-a aflat veșnic la putere. Și în condițiile în care PAS-ul nu va înțelege lucrurile astea, va suporta inclusiv consecințele juridice. Asta este cu certitudine. Faptul că va veni Litvinenko, că va veni unul de teapa lui Litvinenko, nu va schimba regulile de joc și nu va schimba faptul că noi ne apropiem de alegerile prezidențiale și turbulențele politice vor fi din ce în ce mai mari, mai ales în contextul în care ulterior, imediat alegerilor prezidențiale, avem și alegeri parlamentare. Eu am trecut prin aceste etape, de asemenea, ca și domnul Nantoi, bine, nu am atâta experiență, dar am văzut cum acționează sistemul, cum acționează societatea în condițiile în care se apropie un proces electoral. Și încă o dată, eu sunt convins că da, ei acum vor căuta o persoană mai radicală, mai loială Partidul Acțiune și Solidaritate, deoarece ei sunt dispuși astăzi, iarăși, să reinventeze noțiunea asta de putinism, de luptă cu mâna Moscovei, pentru a se răfui cu anumiți oponenți politici care ar putea să fie un risc pentru posibilitatea doamnei Maesandu de a obține cel de-al doilea mandat. Și în contextul ăsta nu sunt întâmplătoare toate elementele care se petrec în jurul Republicii Moldova astăzi, inclusiv acest premiu de 30.000 de euro care a scandalizat societatea și iarăși a apărut retorica implicarea Federației Rusă. Pe de altă parte, acele documente pretins curs de la anumite servicii speciale din partea Ucrainei despre care află SIS-ul Republicii Moldova și iarăși apare că Federația Rusă încearcă să destabilizeze situația din Republica Moldova. Și mai apare un element foarte interesant. Mâine, da, trebuie să petreacă în careva din ăsta, meeting pe teritoriul Transnistriei, organizat de către anumiți reprezentanți acelor structuri nerecunoscute, care în principiu au dus foarte bine până acum cu acel spânul care le-a prelungit prin intermediul Comisiei Situații Excepționale, licența pentru defuncționare la îngresul care le generează veniturile pe teritoriul Transnistriei. Și eu sunt convins că astăzi acel putinism care moare, acea propagandă care a fost utilizată până astăzi de către PAS, trebuie să fie reinventată, pentru asta trebuie să-i dai elemente mai noi, mai puternice, pentru ca el să cumva să fie credibil pentru societate. Fiindcă măsura în care se utilizează aceleași tactici, el nu va prinde la societate cu altceva, cu ce ar putea să iasă pasul în susținerea Maesandu. Reforme economice? Nu. Reforma justiției? Eșec? Nu știu. Pe domeniul statului de drept și domeniul statului social? Eșec? Pe toate domeniile, adânși este eșec. Unicul element este războiul din Ucraina, care le-a favorizat lor cumva, este elementul ăsta de deschidere, de probabilitate de deschidere negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care ei și-l asum, cu toate că nu le aparține lor nici cât e negru sub unghi, doar iarăși războiul a generat aceste consecințe, bine, toate pozitive. Cu aceste consecințe de a ne oferi posibilitatea să mergem spre integrarea Uniunii Europeană. Cu regret, consecința este, efectul este urmarea acestui război, dar în același timp integrarea europeană este un element extrem de important, anume pentru Republica Moldova. Și aici vreau să fiu de acord că Uniunea Europeană este într-adevăr un factor foarte important pentru stabilizarea situației țării noastre și pentru a dezvolta democrația în țara asta și în condițiile în care se deschid aceste negocieri, sunt convins că de pe urma acestor negocieri va avea de beneficiat cetățeanul Republicii Moldova și va fi stabilizat inclusiv și PAS-ul, care are apucături dictatoriale, dar desori el pare penibil, deoarece el încearcă să controleze, să se demonstreze ca partid autoritar, dar îi reușește doar să genereze scandaluri de astea de doi bani, ieftini ca și în scandalul care a fost generat în jurul acestui premiu de 30.000 de euro, care astăzi... Of, da.
doamnă. A discreditat totalmente Partidul Acțiune și Solidaritate și Înainte de a da replică, vă rog frumos, dumneavoastră... Nu replică. Stimați telespectatori, stimați domnul Năgăcevski, vă recomand să citiți Constituția Republicii Moldova, să vedeți care sunt competențele președintelui Republicii Moldova și să nu încercați să puneți în cârcă președintelui Republicii Moldova tot ce se întâmplă negativ în Republica Moldova. În opinia mea personală, de lingușală și eu n-am fost suspectat nici când, da? Maia Sandu este primul președinte a Republicii Moldova, cu care eu mă mândresc și care cu adevărat a reușit lucruri enorme ca președinte a Republicii Moldova. Să ne aducem aminte de COVID-ul. Înseamnă că pasul este vinovat de degradare. Dacă pasul se detașează din Maia Sandu. Faceți alegeri parlamentare. Nu-mi săriți în cap. Dați-mi voie să vă spun. În ceea ce privește. Recomand. Da, înțelegeți, un cunoscut de-al meu, un jurnalist de la Comrat, a fost foarte mirat când eu le-am spus, zic, băi, nu Maia Sandu decizie de ca primăvara cireșele la Comrat să vândă cu 300 de lei. Citește legea Băncii Naționale care răspunde de stabilitatea prețurilor și de inflație în Republica Moldova. Nu președintele, nici nu prim-ministru. Sunteți de acord? În lege așa scrie. Că i s-a oferit independență Băncii Naționale, noi cunoaștem. În lege așa scrie. Noi nu punem la îndoială faptul deci, că Banca Națională are să fie noi vrem să, cu adevărat, vrem să mergem în Europa, trebuie să fim europeni, nu după faptul că furăm în euro, dar trebuie să știm cum funcționează statul de drept, care sunt competențele... Doi ani de zile prin CSIE ați guvernat, ce fel de stat de drept? Prin comisia situații excepționale ați guvernat 2 ani de zile și s-au furat ca în codru. Bine. De ce? Probe pe masă, vă rog. 37 altfel sunteți un mincinos. Probe pe masă. Vă asigur că la momentul... Scriți la procuratură. Eu semnez împreună cu dumneavoastră. Haideți să veniți la parlament. Investigații jurnalistice ieri două apărute. Investigații jurnalistice... Ca să vezi, când e vorba de cazul Bahamas, investigația jurnalistică trebuie să fie pusă la baza condamnării lui Dodon când e vorba de protejarea lui Stur. Investigația Dodon e talonul virginității politice. Ca și spânul, domnule. Dar te scrieți odată și odată la procuratură. Dar este sesizare scrisă la procuratură pe Guvernul Republicii Moldova. Dar cine controlează procuratura? Cine controlează procuratura Republicii Moldova? Cine controlează procuratura Republicii Moldova? Guvernarea pasă. Dar unde este dosarul dus până la capăt cu furtul miliardului? Păi interesul obscure a celor de la guvernarea PAS. Cine a votat pentru furtul miliardului în 2013-2014? Domnul Năgăcevski. Ce interes aveți voi să fie verificat acest dosar? Cum a spus Lazu Năntoi, juristul... Dumneavoastră n-ați votat. Nu, juristul dumneavoastră a murit, dar polițianul nu s-a născut. Dacă recurgeți la limbajul ăsta... Păi dumneavoastră utilizați metode propagandistice. Nu este așa? Păi, în primul rând, orice polițian, orice politician este și actor. Și asta nu se referă la Republica Moldova. Alta este că sunt actori făliți de genul deci, acelui Igor Nicolaevici Dodon, nici nu ce buți scazănă, da? Și sunt politicieni care nu numai teatru fac, dar și treabă fac. Există și actori disperați în condițiile în care dumneavoastră insistați că 30.000 de euro acceptați de la o asociație netransparentă va aduce plus de imagine președintelui Republicii Moldova de la un friț de Timișoara. Dumneavoastră pretindeți că Maia Sandu este lider de talie internațională. Ce se duce la o Timișoară ca să obțină 30.000 de euro? Ați venit cu tema de acasă, ați venit în 2016 cu 30.000 de sirieni s-au venit, acum se vine cu 30.000 de euro, dar nu o să vă reușească. Dar unde este falsul cu 30.000 de euro? Poftim? Unde este falsul cu 30.000 de euro? Dacă te scrieți declarația domnului Maia Sandu, dumneavoastră e declară, accept acest premiu care nu știu ce face acolo. Dar asta e irrelevant. Declarația de acceptare deja a fost făcută. Eu sunt jurist și am să vă spun ce înseamnă acceptare. Nu sunteți jurist. Ce înseamnă
sunteți o ofertă și acceptare. Domnul Friț astăzi a ieșit și a spus că nu este nici transferat, Sunt transferul este un alt element. Acceptul se face prin declarația făcută. Domnul Adicerski, de ce n-ați răspuns în calitate de ministru justiției la sesizarea medicală? Stați un pic, nu, lăsați asta că suntem pe final de emisiune. La următoarea emisiune. Dumneavoastră ați fost în mai multe partide și ați fost și promotor și din dragoste. Fondator a unor partide. Am cum fost fondator partidului, primului partid la 13 mai 1910, Partidul Social-Democrat, cine mai ține minte. Am fost și în Frontul Popular, vicepreședinte. La PAS. Cum este în interior? Pentru că noi jurnaliștii și oamenii aud că acolo e dictatură, deci, că doar Maia Sandu vă cheamă și nu știu ce vă spune. Pe interior. S-a împărțit în două grupări. Este democrație în partid la dată. Cum se iau absolut deciziile? Absolut. Ce să vă reproduc sfădăliile noastre aici în studio. Sigur că sunt discuții, spirite aprinse, uneori se pun la vot. Dar spânul este favorizat în unele situații? Potem? Spânul este favorizat în unele situații sau nu? Eu nu înțeleg, eu sunt inginer. Dumneavoastră nu participați la dialogul ăsta în partid? Eu particip, dar... Când îl scot din funcție, pe urmă îl pun în funcție, când el decide lucruri deci, care trebuia să decide deci, alții... Haideți să vă spun așa, este cine n-a păcătuit primul să arunce piatra. Eu nu pretind că... Dar pasul... nici chiar cu 37 de milioane de euro, ca spune, domnul. Eu nu pretind că guvernarea PAS nu comite greșeli. Și eu totdeauna pledez pentru faptul că într-o societate normală, deschisă, cetățenii țin sub vizor, sub control guvernare, criticând-o, dar având un scop comun, nu să distrugem țara asta, Doamne, dar ferește. Să scoatem din mizerie. Corect. Și să insuflăm acel optimism. Să dăm voi la opoziție ca să vă fac observații, dar nu, nu se dă voie. Nu observații, să ne critice, să vă critice cu probe, cu argumente, în interesul întregii societăți. Corect. Problema este în Republica Moldova când vorbim despre opoziție. Deci, vă dați seama, eu, cu tot respectul față de opoziție, care nu vreau să le dau nume, care ne critică pe noi pe bună dreptate, și opoziție care aleargă la casting la Moscova. Ei, noi nu vorbim despre ce. Noi vorbim despre opoziția trebuie să vorbim. Corectă. Vă invocați niște oameni simpli care, deci, știți când... Eu vreau în Republica Moldova să fie o democrație, să fie pluralism de opinie. Democrația știți când apare. Dumneavoastră doar tot ați fost în opoziție. Am fost. Au fost momente. Și vă comportați, adică guvernarea se comporta așa cum vă comportați dumneavoastră împotriva lor? Nu. Deci ridicați toate publicațiile mele, argumente, cifre, argumente. Dar nu, deci, de la 30.000 de sirieni se trece la 30.000 de euro. E mizerie. Ok, și ultima. Sirienii ați invocat doar dumneavoastră astăzi în emisiune. Mai mult, nu știu. Promolex spune într-un raport al său că 63 de deputați din Parlament și activitatea acestuia lasă de dorit și nu prea este corectă. 23 de proiecte au fost votate cu încălcări grave și așa au ieșit ieșit în vacanță fără o transparență decizională. Ce puteți să spuneți? Pot să spun că uneori noi lucrăm în regim de echipă de pompieri și cu adevărat se mai calcă peste canoanele, deci regulamentului. Deci, alta este că vreau să vă atrag atenția la un moment foarte important pentru mine. La început ați menționat că eu sunt membru Comisiei Securității Naționale. 14 audieri publice cu persoane cointeresate din diferite instituții, din diferite domenii, au avut loc atunci când în Parlament s-au discutat acele proiecte de legi cu privire la competențele SIS-ului. Au fost audieri publice cu participarea veteranilor serviciilor speciale din alte țări, deci deoarece trebuia pe de o parte să asigurăm eficiența instituției în condițiile războiului hibrid, b să nu depășim linia roșie când se încalcă drepturile fundamentale ale omului, dreptul la exprimare, etc., etc. Adică sunt lucruri unde noi avem posibilitatea să canoanele, să le respectăm și să mergem foarte așa serios. Vă spun, acele legi cu privire la SIS, 14 audieri publice. Și acum, dumneavoastră, ați atins această temă la final. Ea este foarte sensibilă. Nu la final. Nu. Și atunci când guvernul înșgheabă, bugetul este nenorocit în ultimă clipă, deci fiecare vine cu interesele lui, clar că e dificil să suntem criticați că, iată, nu a fost timp pentru analiză, legea e așa, deci una pe alta.
Nu suntem perfecți, nici nu pretindem. Alta este că suntem sinceri în ideea de a face bine acestei țări. Dacă ți-ați insis, considerați că în perioada în care PASO este la guvernare, nu ați contribuit la un pic pătarea imaginii acestei structuri, atrăgând-o, SIS, atrăgând-o în niște subiecte pe care nu ar fi trebuit să iasă uneori cu așa vântoare și de chiar exemplu. Și ieri, când a fost alaltă ieri. Ce? Citați. Deschidem site-ul SIS-ului. Ce a spus? Ei au, vă spun, acum dacă găsesc replici, ei au prevenit, au avertizat opinia publică. Război hibrid, că... sesizarea unui război hibrid și distragerea atenției de la un alt subiect. Așa spune presa. Nu, și iată, suntem. Dar cu experiența pe care o aveți dumneavoastră, credeți că această instituție ar trebui să se ocupe cu ceea ce se ocupă, să iasă șeful instituției de atâtea ori să spună niște lucruri? Eu tot pentru mine ca și jurnalist vreau să înțeleg. Eu cred că SIS-ul trebuie să fie deschis. Atât? Și să-i respecte, nu, stați, până la o limită oricare, să-și facă job-ul, deci informându-i pe cetățeni despre eventuale riscuri, pe lângă faptul că are funcția de a anihila aceste riscuri pe alte paliere și cu alte instrumente. Dar avertizarea cetățenilor este un lucru foarte important, în special când ea se face în baza unor informații veridice care se confirmă. Domnule Găcesc, devine populist SIS-ul în momentul în care se bagă în atâtea subiecte? Știți... în jocuri politice implicat. Dumneavoastră ați invocat că Maria Zoharova se implică în treburile interne Republicii Moldova cu anumite declarații populiste. Nu, problema nu este în Maria Zoharova. Problema este că ce aici, stau de gata și preiau. Retoricii le vorbiți. Păi, dar spuneți-mi, pentru și Serviciul Informației și Securitate, desuri ies cu anumite declarații, așa cum spuneți dumneavoastră, comunicate de avertizare, care, de fapt, destabilizează societatea. Nu destabilizează. Care este scopul lor? De informare sau de colectarea informației și de curmare a anumitor activități ilegale? El și e centru patriot în Republica Moldova? Nu, sau e o structură politică? Nu. Ce este el? El prinde banditul conform competențelor sale și se pornește procesul. Dar în măsura în care tu ești, spui că un pretins dosar penal ar exista și o să apară informații. Dar ei nu le-au spus. Este așa dosar penal sau nu este așa dosar penal pentru filarea celor străini? Iată, aici este întrebarea. Să consultați site-urile a serviciilor speciale din alte țări. Nu numai Republica Moldova, și nu sunt, FSB-ul rusesc. Eu sunt, dumneavoastră, nu încercați să mă asociați cu FSB-ul, dar cu dumneavoastră. Eu vreau Federația Rusă în perioada dumneavoastră de glorie, decât îmi puneți mie în cărcă. Dumneavoastră ați comunicat cu Federația Rusă. Ce înseamnă ați Federația? Ați identificat parteneriate pe vremurile cele, vă era tare ghinem comunicarea cu Federația Rusă. Dumneavoastră ați fost în Moscova multe. Când ați fost la Moscova, îmi pare că ați fost la Moscova. Să vă reproduc ceea ce am spus eu lui Medvedev. Păi nu, eu sunt convins că dumneavoastră ați apărat drepturile țării. Acum nu încercați să mă asociați cu nu. Știți care este situația? Foarte bine înțeles. Care este deosebirea între PAS și Partidul Socialist? Dar ce are PAS-ul și Serviciul Informației și Securitate? Întrebarea mea a fost... Era singurul partid politic din Republica Moldova care, după alegeri parlamentare, toată fracțiunea incorpore pleca la Moscova. Și eu l-am întrebat pe un membru, voi plecați toți împreună ca fiecare individual să semneze angajamentul cu FSB-ul? Nu, eu vorbisem despre această instituție care ar fi trebuit să aibă o altă pondere, dar ea a fost un pic transformată. Asta e prea general pentru ca să fie, cum să spun, în prima întrebare, este dosar penal sau nu este dosar penal, în temeiul care au fost filați reprezentanții diplomatici ai Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova? Dar cine v-a spus că deci este sau nu este un asemenea dosar penal? Asta este prima întrebare la care SIS-ul nu a răspuns în comunicatul său. Al doilea element care pe mine mă interesează. Acel jurnalist a invocat că a obținut informații de pe teritoriul Ucrainei. Este foarte interesant, de la serviciile speciale din Ucraina, este foarte interesant că serviciile speciale din Republica Moldova cunoșteau că acel jurnalist a obținut de la serviciile speciale ale Ucrainei. Foarte strani elemente deci, ce trec pe teritoriul Republicii Moldova. Și acum iarăși se invocă, SIS-ul ies cu așa zis avertisment ca
pasul să preia această retorică și să invoci, iată, acum Federația Rusă încearcă să intervină pentru a destabiliza țara și iarăși putinismul intervine. Deci voi încercați acum pur și simplu prin aceste metode, cu utilizarea inclusivului, de pasul cine? De a genera putinismul pe teritoriul Republicii Moldova. Vorbesc de pasul. Sunteți foarte în timp de final. Unii din colegi se simt foarte confortabil când simt vibrația baionetei rusești într-un loc. Asta ca să fie clar. A doilea moment. În condițiile războiului există colaborarea între serviciile speciale Ucrainei, SIS-ul moldovenesc 100%. Și nu e nevoie de jurnaliști care obțin informații de la SBU. Da, deci nu este nevoie și nici dosare penale de tipul ăsta să fie făcute pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile în care noi avem alianțe, cum spuneți. Unde este păi dosar? Asta a invocat jurnalista. Nimeni nu a negat faptul că există un asemenea dosar pe teritoriul Republicii. Ea l-a menționat. În jurnalistul a menționat Cine? Numărul dosarului. Cine? Jurnalistul care a și denunțat informația care respectivă. Jurnalistul puteți observați pe site-urile, pe canaluri. Și o să observați. Iar menționează inclusiv și numărul dosarului. Cineva a denunțat acest dosar că el nu există în genere, că informația este falsă, nu? În primul rând, vreau să vă spun că e absolut amoral să cobori la nivelul acesta în situație când ucrainenii, inclusiv serviciile speciale, cu prețul vieții lor, ne apără inclusiv pe noi. Păi este amoral, organele speciale ale Republicii Moldova să fileze abuziv persoane cu statut de diplomat. Păi voi ne-ați denunțat. SIS-ul nu a denunțat elementele astea, nu a invocat că este un neadevăr. Deci eu cred în ce mi-a spus jurnalistul. Jurnalistul a invocat elementele astea. Investigația este pe pagina... Jurnalist de investigație, asta ce e? Ceva nou? Ca să vezi, că uite la ce reducem noi populismul. Jurnalist de investigație, ce e asta? Întrebați-o pe Marian Arat, ce e asta jurnalist de investigație? Nu, eu știu cine sunt. Întrebați Raizu, ce este jurnalist de investigație. Aștia spun, cei care vă critică, îs răi, deja vă de investigație. Nu, dumneavoastră sunteți deputat astăzi. Nu, astăzi sunteți deputat, am înțeles. Inginer, parașutist. Ok, suntem pe final de emisiune. Dar nu, asta nu e final de emisiune, asta încercare de a compromite emisiunea prin mâzgăleală cu subiect. Eu am vrut să întreb de ce SIS-ul a apărut în ultimul timp atât de des în vizorul. Înseamnă că situația este atât de tensionată încât SIS găsește de cuviință, tot așa cum înainte de alegerile locale, un caz fără precedent, pe website-ul SIS-ului apare informație de raportul 32 de pagini despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu activitățile subversive împotriva Republicii Moldova. În situația când procuratura și justiția trenează, se procede la asemenea acțiuni ieșite din comun în condițiile război hibrid. Nimeni nu este fericit, asta nu e statul de drept canonic, criteriul numărul 1. Vorbiți acel raport de 32 de pagini referitor la mass media? Nu. Înainte de alegerile locale, acolo și numele numele persoanelor care transferă banii și schemele. Ok. Deci, da. Și oricum persoanele au participat în alegeri și oricum Republica Moldova a fost criticată datorită faptului că s-a intervit prin niște metode inadmisibile. Inadmisibile. Și probe s-au solicitat, Uniunea Europeană a solicitat mai multe probe stimate, la subiect. Au fost telefonizate. Stimate colegă, suntem în aceeași barcă, se numește Republica Moldova. Evident. Și când eu vorbesc despre faptul că noi am moștenit niște structuri de stat care sabotează pe interior multe lucruri, din această cauză se procede la acțiuni de acest care nu sunt canonic democratici. Dar ele discreditează parcursul european al Republicii Moldova parcursul și sistemul european politic. Nu poate fi și eu asigur că sistemelor stabile care sunt teritoriul țării, vorbim despre sistemul de către european, nu le este comod ca politicienii singur parcursul pe sine european se începe din 14 decembrie. Nu, el a început decembrie. De mult timp. Da, a început. Parcursul nu european, este chiar așa. Da, nu trebuiește să încercați să monopolizați elementul ăsta. Nu, că s-au făcut mulți pași până la dumneavoastră. Mulți pași.
Eu vorbesc de doamna director. Dar și ea are cetățenii Republicii Moldova și cetățenii României. Mare treabă. A, deci nu uitați-vă la curicula doamnei, profesionismul ei și eu foarte mult mizez pe faptul că vor veni oameni în structurile de stat, inclusiv cu cetățenii români, care știu ce înseamnă procesul de preaderare, care sunt profesioniști și care vor face treabă în funcțiile desemnate de Parlamentul Republicii Moldova și trebuie să ne uităm la rezultate, dar nu la speculațiile că Republica Moldova este ocupată de români. Așa ne spuneați când o aduceați pe Drăgălin pe teritoriul Republicii Eu Moldova. Nu am spus nimic. Dar consecința este că ați discreditat în genere lupta cu corupția. Eu n-am mă tem să nu ajungem în aceeași situație și cu sistemul bancar de Republica Moldova. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Gata, e ultimul punct. Referitor la această numire a Banca Națională. Deci, pasul a discreditat atât numirile este a persoanelor din afară pe teritoriul Republicii Moldova, în principal cu cazul Drăgălin. Ei au invocat că vine o luptătoare anticorupție de pe teritoriul Statelor Unite, pe teritoriul Republicii Moldova și aici vor fi răsturnați munță. Noi am constatat că avem niște defecțiuni. Am ajuns într-un hal fără de hal în domeniul luptei cu corupția. Iată, astăzi, ei nu au credibilitate în procesele astea de numire a persoanelor străini care le se acordă prin procedură excepțională cetățenie Republicii Moldova pentru ca să le ofere un loc cald pe teritoriul țării în funcție de demnitate publică. Asta este unul și doi. Ei demonstrează un lucru. PAS-ul nu are astăzi cadre calificate. Ei sunt obligați să accepte și solicite cadre din afara țării, deoarece sunt un partid de neprofesioniști, lipsit de cadre calificate, un partid de politicieni populiști care au adus țara la sapă de lenj. Deja ne aruncă în brațele unor cetățeni străini în speranța că aceia o să ne aduc statul de drept. Ne nu, domnul Nantoi, consolidarea, consolidarea teritoriului țării o să ne aducă stabilitatea nu și normalitatea. Să începeți să scriți versuri, că așa de frumos vorghiți, de parcă nici nu ați fost domnul jurist. Domnul Nantoi, eu o lună urmă am sărit cu parapanta și am rămas fascinată de toate emoțiile pe care le-am trăit. Dumneavoastră ați scris odată pe postare că vreau să încheie așa pe temă mai pozitivă, că nu o să mai săriți după cazul pe care l-ați avut nefericit cu parașuta. V-ați răzgândit sau nu? Păi nu vă supărați. Cazul nefericit a fost în 21. Eu de atunci am făcut de vreo 200-300 de salturi. Aoleu, dar păi ați crezut că nu o să mai săriți. Dar am citit târziu. Nu, asta a fost opinia soției. Da. Așa, 200 încă, văleu. Eu cu una și cu parapanta, văleu. Eu anul trecut am rupt la competiție, am demonstrat că atunci mă chemați pe mine odată. Aș vrea foarte tare să mai sar și cu parașuta. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă doresc o seară frumoasă și dumneavoastră, dragi urmăritori. Vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi alături. Vă aștept în alte ediții ale emisiunii Important Aici ca să aflăm opinii din prima sursă și ca să fim informați corect. La revedere!